Cristian Popescu Piedă. Dar trebuie o concluzie. Vă rog, apreciez că este un dialog, să știți, și asta trebuie să se întâmple într-o democrație. Domnul Nicușor Dan vorbește despre vot util. Am trăit să o văd și pe asta un candidat care a devenit sociolog. Știți care este votul util? Domnul Popescu, este unul singur. Să alegi cel mai pregătit candidat pentru a fi primar general. Acela este votul util pe care bucureștenii îl vor da. Perfect. Nu rău cel mai mic, ci omul potrivit la locul potrivit. De acord cu dumneavoastră. Să lăsăm cetățenii, așa cum putem conduce fiecare dintre noi și cu stacurile de campanie această competiție, să fie o competiție serioasă. Eu, domnule Burduja, vă anunț astăzi că atâta timp cât nu sunt atacat, eu nu atac niciodată. Dar putem discuta, oricând doriți dumneavoastră, pe proiecte comune. Că, repet, ori eu, ori dumneavoastră, trebuie să înțelegem că Nicușor Dan trebuie să fie istorie, că nu are, într-adevăr, nu va veni la nicio dezbatere, nu va discuta cu nimeni. Nu, serios, nu o să vină să discute cu un interlocutor, nu o să vină cu un analfabet, dar măcar cu dumneavoastră să vină să discute, că se crede matematician olimpic și să discute cu dumneavoastră. Mulțumesc. Va trebui să iau o pauză. Vă mulțumesc.